Tucan, aveți numărul meu, că m-a sunat. Da, dar am mai avut legătură atâta vreme, nu l-am mai păstrat, probabil. Ierdeți numerele, mă gândeam că mai cereți un punct de vedere la cei care... Și cine vă opriți? Sunt public. Cine vă opriți să nu-mi trimiteți punctul de dacă vedere? Dacă nu mă sunați, de unde să iei punct de vedere? Poftiți? Dacă nu-mi cereți punct de vedere, de unde să știu ce aveți de gând să scrie? Păi nu, eu am scris ceea ce am primit informații, iar cel care a fost vizat și mi-a trimis punct de vedere, întotdeauna l-am postat sub materialul respectiv ca să vadă cititorul și dumneavoastră, punctul de vedere. Auziți, da. Vreau o întrebare. Da. Sunt ce rămâne în can și aveți o profesională cu mine nu. Sau cu DSVSA? Nu. Am o problemă probabil legată de Lacul Dragșan, de Gheorghe Nistor, care... Și de ce păcați noastră, auziți, da. De ce păcați noastră acolo, nașul, finul, nu înțeleg care e filmul, unde găsiți nașul meu, în ce situații juridice găsiți chestiunea? Ați mai băgat-o pe Mărândel, ce mai îmi face Mărândel? Cine Mărândel, ce mai face? Da. Păi da, nu-i treaba mea ce face la poliție. Problema a fost că soția lui director ajung la dumneavoastră, economic. Nu, domnule, n-am spus că director ajung. Vorbiți și sunt pe mine acolo. Domnul Turcanu, eu vă știam educat, dar bag seama când v-ați stricat în ultima perioadă. Auziți, eu vă trimit organigrama, eu nu m-am stricat. Eu nu am director ajuns economic în instituție. No, domnul Turcanu, mie nu-mi place parlamentez mult. Aveți un punct de vedere, vă rog să mi-l trimiteți și eu vi-l postez. Domnul jurnalist, am o rugăminte. Da. Nu mai îmi folosiți numele în fiecare zi, fără să-mi cereți punct de vedere. Nu am nevoie să vă cer punct de vedere. Domnul Turcanu, când am dovezi, nu cer punct de vedere. Știu că Traian vă plătește cu bani. Domnul Turcanu, asta, ideea asta cretină, șablonată, a politicienilor, incapabil să înțeleagă că sunt jurnaliști care nu scriu pe bani, scriu pentru responsabilitatea civică de care dau dovadă. Iar eu fac parte din această categorie. Nu cred că mi-a citit vreo carte de-a mea din cele 8 pe care le-am așezat în raftul Bibliotecii Naționale a României ca să știți exact cine sunt eu. Domnul jurnalist Rotundu, vă știu foarte bine. Problema nu cred, este, nu cred. Da, nu cred. N-aveți de unde să mă cunoașteți, că nu v-am întâlnit niciodată în mediul universitar sau academic. Auziți, domnul jurnalist, haideți să lăsăm. Câte facultate am făcut pe noastră? Oricum am făcut suficient ca să demonstrez oricui că am cunoștință solide profesionale și de cultură generală. Probabil că aveți dreptate, dar de vreo 5 ani încoace mă zignit personal, atac la persoană, începând de la femei și acum conducerea instituției, faceți o pasiune de numele Mihai Turcanu. Domnul Turcanu, dacă aveți argumente, trimiteți-mi dreptul. Eu am argumente, mie nu-mi place să pălăvrăgesc. Îmi rezerv dreptul de a vă da în instanță pentru cu că... Cu cea mai mare plăcere! Am o rugăminte. Scriți niște aberații, eu nu am nicio firmă și faceți referire în articolele noastre că este o anumită contabilă care îmi ține evidențele lui Platine și mie. Da, adică vreți să spuneți că n-aveți oi și n-aveți livadă. Dom'le, am oi pe persoană fizică. Da, și livadă. Și livadă, persoană fizică. Așa, și nu contabilizați venitul, nu contabilizați nu am nevoie să contabilizez persoană fizică nimic. Dar de ce? Persoană fizică autorizată, probabil. Nu, dragă, nu. Că nu. La livadă și la oi beneficiați de subvenții. Auziți, domnul Rotundu. Da. Dacă pretindeți că sunteți așa de informat, cum spuneți, ați ști legea. Vă rog tare mult. Eu știu ce drepturi am și vă garantez că nu încalc legislația nicio secundă. Da? Terminați-o cu dezinformările și atacurile la persoană.
Nu mai băgați... Turcanu, aștept dreptul la replică și aștept plângerea dumneavoastră făcută la judecătorie, să mi-o trimit în judecătorie, după aia nu știu ce am de făcut. Promiteți că punctul meu de vedere îl dați exact așa cum îl transmit? Da, dar să se refere la conținutul articolului. La toate conținuturile aia. Da, la toate cele trei sau nu știu, două, trei articole cât e scris. Da, faceți dreptul la replică și la ultimul material care încă pisați-o de desubt, vi-l postez. Să mi-l trimiteți în Word document ca să-l pot posta, că dacă mi-l faceți PDF, nu-mi permite programul site-ului. Am înțeles. Deci am o rugăminte. Respectați-vă meseria, veniți și întrebați-ne sau transmiteți-ne întrebările. Eu vă răspund. Dacă implică instituția, vă răspund din punct de vedere al instituției. Dacă mă implică pe mine personal, de asemenea, haideți să terminăm cu aderații de genul ăsta. Nu face bine nimănui. Acum ați revenit la ce aveam eu informații că sunteți un om inteligent. Eu sunt, dar problema este că dumneavoastră vreți să lăsați impresia că sunt cel mai cretin și cel mai efectuat în județul Botoșani. Da, dar dumneavoastră știți foarte bine că acolo în PNL sunt niște lucruri total... În PNL ce treabă am eu? Eu sunt funcționar public și nu am nicio funcție de conducere în PNL. Dar nici nu-i nevoie să aveți importanță să aveți protecția. Haideți că v-am spus că nu-mi place vorba de sărăcia omului. Trimiteți-mi dreptul la replică. Ascultați-mă, dacă pretindeți că ați avut referințe bune despre mine, arătați-le în materialele pe care mi-a scris acolo. Da? Domnul Turcanu, dumneavoastră chiar vreți să fac public niște lucruri care nu v-ar conveni nici dumneavoastră, nici fostei soții, poate nici familiei dumneavoastră, cunoștinților, prietenilor, pentru că l-ați avut în coasta dumneavoastră pe unic în echipuri un pervers moral care a avut grijă să adune multe lucruri și să le dea și la presă. Da? Eu n-am uitat niciodată din aspectele alea mizerabile. Auziți? Da. Văd că cineva vă informează. Fostei soții, care în același timp face referire la actual naș. La... Cine vă lăsa? N-am înțeles. A făcut referire la fosta soție, da? Da. Nisor, de unde mi este naș? Nu, s-aude cum te rupe, nu vă înțeleg. Nisor, Gheorghe, de unde mi este naș? Păi el m-a cununat. Pe cine? Pe Mihai Turcanu. Cu cine? Cu prima soție, prima nevastă. Așa, și am divorțat. Poate n-aș cunoaște. Nistor nu a negat niciodată că nu-i nașul dumneavoastră. Ba ce, că mergeți? S-a lăudat. Domnule, da, poate că de pe vremuri rămas și amintiți frumoasă la adresa numele Mihai Turcanu. Da, bun, haideți, v-am spus, aștept dreptul la replică când ajung în Botoșani, dacă l-am primit, îl și postez. Să mă asigur că nu aveți probleme personale cu Mihai Turcanu și că nu vă lăsați dus în echipe de anumite favoruri propuse de unul sau de altul. Eu nu am primit favorul, domnul Turcanu. Dacă dumneavoastră trăiți cu impresia asta, e problema dumneavoastră. Domnule Traianu Brabat, conștiința mea e mai curată decât a multor altor persoane care pretind că sunt cei de biserică. Auziți. Da. Domnul Traian a spus că el dă 20 de milioane pentru fiecare articol. Acum... Întrebați-l pe el dacă nu-i adevărat. Cui dă? Celui care scrie. Păi, na. Nu, eu scriu. Ah, am înțeles. Da. Și se spune domnul Popa Traian, când s-a întâlnit cu mine, s-a dat banii ăștia. Eu n-am avut nicio întâlnire cu el, probabil voi avea dacă vine în Botoșan peste două săptămâni sau când va veni, pentru că l-am rugat să realizez un reportaj cu Livada. Ce se reportați? Dar el ce spune că Livada nu e a lui. Păi nu știu. Eu da. l-am întrebat și l-am întrebat dacă mai există în partea nord a Moldovei vreo altă livadă mai
mari ca întindere și mai, bine... Știți foarte bine că eu cu fiul noastră, Cătălin, am avut o relație cât se poate de perfectă, da? Nu mă interesează ce face Cătălin, nu m-a interesat niciodată, nu l-am pus la primărie niciodată, nu mă amestecat cu mine în ciorba politică lui Cătălin și a PNL-ului. Am înțeles. Bine, cum știți noastră, faceți ce doriți. Aștept. Eu vă rog personal să nu mai mă atacați în mod personal. O să vă bag numărul din nou în telefon ca să-l am. Bine, să trăiți. O zi bună. La revedere.